începem cu problema cea mai presantă a zilelor acestora, și anume analizarea plagiatelor. Ați revocat Consiliul Național de Etică, ați anunțat realizarea unui nou mecanism în spiritul bunei practici internaționale, care să trateze unitar suspiciunile de plagiat din tezele de doctorat. Ați anunțat de asemenea că veți da detalii despre noul mecanism după ce vă întâlniți cu Consiliul Național al Rectorilor și cu Prezidiul Academiei Române. V-ați întâlnit cu ambele foruri. Despre ce mecanism este vorba și cum va funcționa el? Da, într-adevăr, m-am întâlnit cu Consiliul Național al Rectorilor, am discutat mult. M-am întâlnit cu Prezidiul Academiei Române, Biroul Executiv al Academiei Române. M-am discutat și am recomandări pentru grupul de lucru pe care l-am stabilit. Așa cum am anunțat, până în luna ianuarie voi veni cu un cadru normativ și un cadru instituțional care să facă operabil ceea ce am propus. Dar acum pot să vorbesc un pic de detalii. Ok. Și atunci când am spus că, când am anunțat că revoc Consiliul Național de Etică, de fapt în mesajul respectiv erau două mesaje. Unu, cei care au făcut parte din Consiliul Național de Etică nu vor mai face parte în continuare din viitorul Consiliul Național de Etică. Și doi, Consiliul Național de Etică își va schimba atribuțiile. Și de fapt va reveni la ce a fost inițial. În 2006-2007, dacă nu greșesc, am fost vicepreședintele Consiliului de Etică și scopul Consiliului de Etică a fost acela de a crește capacitatea sistemului, de a avea instrumente, metodologii legate de etică. Și doar să vă dau un exemplu, este extrem de important cum utilizezi viu un experiment. Este extrem de important cum utilizezi datele în experiment. Atunci când discutăm de organisme modificate genetic, ce se întâmplă, atunci când utilizăm experimente cu ADN și tot fel, toate acestea trebuie reglementate. Și este rolul unui Consiliu de Etică, pentru că un Consiliu Național de Etică poate ajuta toate celelalte Consilii de Etică de la nivelul instituțiilor să aibă o bază comună, robustă, de metode, tehnici în acest domeniu. Deci înțeleg că Consiliul Național de Etică va ieși de aici înainte din schema care va analiza da, tot ce înseamnă plagiat. Va face ce face peste tot în lume un Consiliu de Etică la nivel național, se va relaționa cu celelalte Consilii de Etică din lume, va pune România din acest punct de vedere pe hartă și vom avea o construcție instituțională importantă, pornind de la el spre instituții, astfel încât în câțiva ani să putem avea chiar un cadru potrivit subiectului etică. Amplu subiectul. Ce se va întâmpla? Principiul de bază este acela că responsabilitatea este la nivelul instituției care organizează doctoratul și normal. Asta instituția, universități și este și Academia Română, să nu uităm. Academia Română, de asta am spus să mă întâlnesc cu Prezidiul Academiei Române, Biroul Executiv al Academiei Române, pentru că Academia Română organizează doctorat. Și atunci, ce altă instituție poate avea responsabilitatea doctoratului, gândindu-ne unul la relația directă necontractuală între conducător de doctorat și doctorand, mai departe gândindu-ne la relația contractuală dintre doctorand și instituția care organizează doctoratul, există un contract de studii doctorale, acolo se întâmplă cercetarea, acolo în jurul doctorandului sunt cei care îi asigură mentoratul ca să se pregătească, acolo se organizează prezentările publice a rapoartelor intermediare, tot acolo se organizează comisia de doctorat, deci tot prin facultate sau școală doctorală, la universitate se iau deciziile toate și la sfârșit cine poate să poarte responsabilitatea legată de tot acest proces de corectitudine a lui și de profunzimea lui? Deci, ca universitatea, instituția. Am înțeles bine, asta înseamnă că universitatea de aici înainte va avea atribuția de a verifica și tezele de doctorat acuzate ulterior de plagiat? Deci este important un lucru. Noi creăm cadrul care nu se referă la o situație sau alta, ci pur și simplu acesta este cadrul, un cadru robust în care legea poate fi aplicată oricărui tip de doctorat, pentru că nu există mai multe tipuri de... Doar doctorat, nu există doctorat căpătat de cineva sau de altcineva, este doctorat. Deci cadrul unitar, instituțional și normativ va permite tratarea tuturor problemelor apărute. Deci de plagiat. În cazul ăsta, sigur că da, este normal. Cine poate fi răspunzător de ce se întâmplă decât universitatea? Cu toate acestea, este important, și aici vreau să continuăm cu mecanismul instituțional, este important că la nivel național
Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor, care este rolul lui? Sau se mai întâmplă ceva după procesul de conducere doctorat și acordarea și propunerea de acordare a titlului la nivel de universitate? Da, la nivel național, cel puțin pe următorul interval suficient de lung de timp, până când construim cu adevărat o capacitate instituțională puternică, Cratcu va avea rolul de a avea grijă de calitatea întregului proces de acordare a titlului de doctor. Deci ei vor verifica procedural și nu pe formă. Procedural, asta înseamnă ce anume? În niciun caz nu vor citi tezele de doctorat. Așa cum se întâmplă acum, pentru că dacă mergeți pe coridor pe aici, o să vedeți mii de teze. Când este timp să poată fi citite de cei care sunt în Cnatcu și cine poate să stea în locul conducătorului, membrilor comisiei de doctorat care au stat în profunzime, au citit atent și care membrii și-au asumat calitatea procesului. Și atunci ce va face Cnatcu? Păi, foarte simplu, teza va veni cu cu toți pașii procedurali. Adică vom vedea că există un raport de similitudini. Vom vedea CV-urile membrilor în comisia de doctorat. Deci asta înseamnă că universitatea va trebui să facă un raport de similitudini, adică o analiză. Deci va trebui să pună raportul de similitudini, CV-urile celor care au fost în comisia de doctorat și vreau să fie în engleză și o să vedeți de ce CV-urile. După aceea vor mai fi toate componentele care asigură un proces integru. Ele vor fi transmise CNATCU. CNATCU se va putea uita la ce, cred eu. Detaliile încă o dată vor veni după ce comisia care lucrează va definitiva toate lucrurile, toate detaliile. Deci CNATCU va primi acest pachet și se va putea uita. Păi ați respectat procedural pașii? Da. Dacă are o mică bănuială, se poate uita, de exemplu, la ce înseamnă profilul științific al celor care au fost în comisie. Dar se uită pe calitatea procesului, nu se uită pe teză. Ceea ce e un lucru foarte important. Și o să-mi spune și finalul ce va fi. Dacă decidem la momentul acesta, pentru că încă o dată suntem în procedură până la jumătatea lui ianuarie, dacă decide, decizia CNATCU va fi o recomandare ministrului să anunțe universitatea că poate să emită diploma. Deci nu ministrul va acorda diploma, ci universitatea va acorda. Deci universitatea va putea să și retragă acea diplomă. Exact. Cred că este o chestie importantă. Clarifică responsabilitățile și nu transferă responsabilitatea de la cel care coordonează tot acest proces în altă parte și nefundamentat. Iar dacă CNATCU constată că nu s-a îndeplinit procedural? Dacă CNATCU constată că nu s-a îndeplinit procedural, cu siguranță că va face apel la, că va spune, va da recomandarea ministrului să spună nu acordați diploma, să transmită universităților că nu este momentul să acorde diploma, să fie atenți, să facă corecturile potrivite sau să aibă grijă să fie totul în regulă. Numai puțin. Pot să apară însă aici și situații în care apar contestații. Bun. Sigur, contestațiile în prima etapă trebuie să ajungă la universitate, adică indiferent că se duc direct la universitate sau vin la CNATCU, CNATCU le va trimite la universitate și va cere un punct de vedere. Și dacă nu ajungem la concluzia aceasta, cred că inventarea unei noi instituții va fi și este de nedorit. Și atunci CNATCU va trebui să poată să apeleze un grup de experți, români și străini, care sunt experți în domeniul lor de activitate, personalități în știință, da? Astfel încât să trimită pachetul și să spună ce ziceți, care este părerea dumneavoastră. Iar acest grup de experți se va putea uita inclusiv pe teza de doctorat? Sigur că da, totdeauna la pachet va fi și teza. La pachet va fi și teza, deci vor fi toate elementele, dar și teza. Fără ideea ca de la început CNATCU să se uite să evalueze teza. Se uită la proces. Dacă procesul este robust, este de calitate, toate piesele sunt la locul lor, atunci mi se pare normal. Teza este expusă, nu este acordată. După acordare se pune vizibil online. Eu cred că lucrurile acestea, cum zic eu, vor contribui la întărirea capacității de sistem, iar această transparență, eu o consider a fi imunostimulator. Nu este medicament. Deci va asigura un proces de calitate cu rezultate bune și încet, încet instituțiile vor ajunge la capacitatea lor de a fi atente să acorde diplome potrivite, astfel încât vizibilitatea și credibilitatea lor internațională să fie
potrivită, că aici, în spațiul nostru al învățământului superior, credibilitatea instituției, nu o să spuneți că cineva are o diplomă din Statele Unite, ci va spune că are o diplomă la MIT, spune că are o diplomă la Boston sau la Harvard sau în altă parte la Stanford. Deci asta este frumusețea, pentru diploma este acordată de o universitate și ea are responsabilitatea morală și materială. Dar ce se întâmplă dacă acea universitate, o universitate, nu analizează nicio suspiciune de plagiat care îi vine sau minte în verdictul pe care îl dă pentru a-și acoperi profesorii, membrii universității? Dar cum ar putea să mintă într-un astfel de proces transparent? Doar îmi pun întrebarea acum. Deși rulând un astfel de mecanism... Un soft antiplagiat care să noi vom fie... pune la dispoziție soft antiplagiat. Deci, două instrumente. Toate universitățile vor fi conectate la acel soft. Sigur că de da. La Ministerul Educației? Nu de la Minister. Unul va fi la Minister, cel care s-a dezvoltat prin programul de capacitate administrativă. Sigur, acum testăm, ne uităm să vedem cum e platforma de doctorate, cum este software-ul respectiv, dar cred că vom avea și un al doilea software, care este un produs românesc. Noi l-am pregătit până la instituția pe care am condus-o până acum 3 săptămâni. Este un soft care se uită la suprapuneri în același timp limba română și limba engleză. Și deja avem o bază de date extrem de importantă, în afară de cea online, cu care facem comparațiile. E un proces de construcție instituțională și de dezvoltare capacității. Deci înțeleg că numai la Ministerul Educației vor exista... Dar Dumnezeule, poate să fie oriunde. Nu, poate să fie... Instrumentul prin care vor putea fi. Da. Dar instrumentul de la Ministerul Educației este conectat la vreo bază de date străină sau din România? Adică cu ce se V-am face spus că acum suntem, în testări cu el. Ce vă pot spune despre softul celălalt care a fost dezvoltat deja, are avantajul că avem deja informații despre aproape 30.000 de proiecte de cercetare care au fost depuse spre evaluare și numai 10.000 de ele au fost, 10.000 dintre ele au fost finanțate la cercetare. Acolo avem articole științifice multe, multe de tot, pentru că avem acces la Web of Science și la Elsevier Scopus. Sunt foarte multe alte documente pe care le-am adunat și este important că sunt ale noastre, adică nimic din lucrările pe care noi le punem în acel software nu vor ajunge în altă parte, pe online sau contează foarte mult. Aici poate stăm o dată mai mult de vorbă, pentru că este legat cel puțin în cazul proiectelor de cercetare, cele nefinanțate nu poți să le scoți public pentru că au proprietate intelectuală și nu au fost finanțate, nu pot fi prezentate public. Da, deci avem o bază. Asta înseamnă că ele nu pot fi analizate între ele. Tocmai asta vreau să vă spun. Avem un repozitor, așa se numește, avem un repozitor puternic, de asemenea ne putem uita online și cred că acest repozitor va crește odată cu depunerea unor documente electronice, cărți, mai depunem articole și sunt, România are undeva, autori români au undeva 120.000 articole în fluxul principal de cunoaștere. Încet, încet completăm acest repozitorii. Sunt în această poziție de 3 săptămâni. Mi-am propus ca mecanismul să fie funcțional în ianuarie și după aceea construim. E vorba de a construi capacitate. Peste noapte nu se poate, pentru că subiectul este un subiect complicat de ani de zile. Acum încercăm să fixăm, să punem trenul pe roți. Și cu siguranță că stație după stație vom ajunge unde trebuie. Și totuși, dacă o universitate din reavoință, din ilegalitate, nu trece prin acest soft sau își face un soft propriu, cu o bază de date de comparat foarte mică și atunci o teză de doctorat plagiat... Excelentă întrebare. Nu vom putea veni cu rapoartele de similitudini făcute pe picior oriunde. Va trebui să spunem care e softul care a produs subiectul respectiv, va trebui să fie ceva vizibil, ceva transparent, nu vin cu orice fel de raport care poate să fie... Deci Ministerul Educației înainte analizează, să zicem, softul antiplagiat? Nu poate să-l analizeze, numai că sunt produse recunoscute internațional sau produse dezvoltate în țară, care, în comparație cu softurile recunoscute internațional, dau rezultate foarte bune. Deci, un astfel de software nu poate veni de oriunde și poate fi pus oricum. Sigur, ați ridicat o problemă sensibilă, mi se pare importantă. Ce se întâmplă dacă apare un pic de reavunăvoință? Eu cred că mecanismele trebuie gândite în dezvoltare și așa cum am anunțat, eu și am discutat și cu universitățile și cu Academia Română, voi nu voi da ordin, că nu sună bine, voi solicita universitățile și Academia Română ca până la sfârșitul anului universitar actual să-și facă un raport de evaluare a lor
în legătură cu școlile doctorale. Raportul respectiv să fie în cazul universităților prezentat în Senat și Academia Română în plenul Academiei. Și mă aștept că în 2017, este un pic legat de moștenirea pe care o las celui care va veni după mine, eu având un mandat clar și scurt, ideea de a face o evaluare internațională a școlilor doctorale din România. Și în acest raport să apară inclusiv numărul de plagiate? Mie mi se pare că ele or să apară obligatoriu, nu avem ce face. Sigur că da, dacă fac o evaluare internațională și cum pune școlile, le faci. Dar în momentul în care ai curățat drumul, poți să circuli cu mașină curată și nu se va mai murdări. Da. Iar cei din CNAT cu care vor analiza în ultimă instanță, dacă se trece peste universitate, va fi o comisie de specialiști din străinătate, vor analiza peer review sau... Aș vrea să, doar din respect pentru colegii mei, nu se trece peste universitate. Deci dacă rezultatul oferit de universitate pare să fie inconsistent, verificăm acest lucru apelând la un pool de experți. Vedeți, noastră, instituțiile se construiesc greu și se mențin greu. Dacă ai un pool de experți, mecanismul este peer review. Nicăieri în lumea asta, un om de știință nu-și permite să facă un raport care nu este potrivit criteriilor de etică, integritate și științifice, pentru că se decredibilizează. Din acest motiv, CNAT-ul, când va avea probleme la limită și va trebui să le rezolve, va apela la un pool flexibil de experți care se vor uita la lucrare din punct de vedere al experienței, expertizei și poziției lor internaționale. Mie mi se pare foarte fain, pentru că deschiderea aceasta va da șansă ca România, lumea toată să înțeleagă că România nu are o problemă, nu? România este integră, sunt niște cazuri câte sunt și e dispusă să creeze un cadru potrivit, clar și posibil de care va avea implicații de moment și pe termen lung. Construcție instituțională. Spuneați că teza de doctorat, să zicem, analiza se va duce mai departe către această comisie din subordinea CNAT-cu, dacă... Nu, ea nu va fi în subordinea. Scuze. Nu va fi în subordine. Mecanismul internațional este că o instituție, chiar dacă finanțează cercetarea sau se uită la teze de doctorat, apelează la experți care sunt dispuși să facă acest efort pentru România. Cu siguranță că în practica internațională acest lucru se plătește. Sigur, odată când te invită cineva, poți să o faci pro bono, așa se spune, în zona noastră academică și de cercetare. Dar dacă este sistematic și ei acceptă să facă parte din pool-ul acesta, cu siguranță că numele evaluatorilor va fi disponibil, dar nu va fi câte unul pe domeniu, vor fi 50 pe domeniu, astfel încât nu se va ști unde ajunge o lucrare de analizat. Important că vom vedea că profilul lor este deosebit și dânsii ca și experți peer review, deci colegi care evaluează, vor putea să vină cu o abordare personală, profesională și integrată.